conceptul ăsta de modernizare a sistemului de plăți din Moldova. El, de fapt, presupunea ca măsuri practice două chestii care stau în lume în domeniul de, sau în perimetru de competențe al băncii naționale. Asta e modernizarea sistemului existent de plăți interbancare și, pe de altă parte, elaborarea, crearea, implementarea unei scheme noi de plăți instant, care venită să soluționeze o serie de constrângeri constatate la noi pe piață și totodată în trendul evoluțiilor și implementărilor în, cel puțin în Europa, dar în, în lumea întreagă, care noi le vedem că iau forță anume plățile astea instant. Primul proiect, modernizarea, deja a fost finalizat, deci sistemul nostru de plăți interbancare deja e trecut inclusiv pe formatul XML ISO 222. S-a făcut separarea logică a sistemelor, asta permite deja o adresare mai bună a riscurilor operaționale, ținând cont de faptul că noi permitem în sistemul nostru de plăți interbancare atât băncilor care clasic aveau acces, cât și prestatorilor nebancari, care au acces doar în sistemul de compensare netă. Cât privește schema de plăți instant, proiectul a fost abia inițiat. Noi am finalizat faza de analiză și design, deci deja cunoaștem funcționalitățile și modulele care vor fi implementate, după care urmează faza de construcție sau build phase. Deadline-ul de lansare a proiectul ăsta deja live, ăsta e februarie 24, deci în mai puțin de un an. Și iată aici, într-adevăr, succesul proiectului tare mult depinde de conlucrarea atât a băncii naționale, cât și cu conlucrarea mediului privat și aportul mediului privat. Și mai mult decât atât, conlucrarea desinistatătoare deja a mediului privat pentru popularea schemei acestea de plăți cu servicii noi inovative, care aici imaginația permite să creeze o mulțime de servicii atât pentru bănci, cât și pentru domeniul de bancar, cât și pentru fintech-urile noi care pot să apară.